asta. Cred că am dat live, nu-i bine? Cu moartea pe moarte dat-o la o parte, treacă magic. Mă zice, nu vă râd, dat-vă așa la o parte. Dat-o la o parte. Mie nu mi-a dat. Mă rinte a fost. Nu fie ar păcate. Am un nivel de cămul. Păcate se ar fi mărturisit. Da, uite, eu scap de ochelari. Ai fost chiară. De ce nu i-am închis? Deschide ochii. Nu mă mai fac deloc.
la luminița cu investiți, nu? Nu pot. Și nu te gândiști. Nu mai dumneavoastră puteați face așa ce. Clar, dar te uite trebuie bine făcut. Acum, da. Acum, asta lucrări în timp. Am și pe la corul meu. Așa mai dați-mi și la sau. Tot așa. Asta e. Părintele, acum dumneavoastră. Stai cum o facem noi. Da. Mihaela. Asta e. La unde e doar părintele? Mihaela. Vezi că l-ai iudat, Mihaela. Mihai era în topul. Nu era mie, era părintele mână. O mamă care poartă în pâmpici un copilaș are toate drepturile ca să nu vină când e el. Părintele era părintele. Telefonul? Așa e. Doamne ajută. Să nu uitați telefon. Ne-a plouat și el. Ne-a și puțin locul din buzunar, vă rog. Poftim? Dopu? Poftim. Se poate bea că e vindecătoare de intern. Intern, da. Sunt pe bune, adică nu e doar de stropit, da? Sigur, da. Domnul să vă binecuvânteze. Marea Bucurii. E vreo problemă? Nu. Când am altă sticlă. Nu, e vreo problemă, nu? Mănăstirea Florou. Dupul e acolo. Da, mănăstirea cu Sfintele Moaște a Sfintei Cuvioasei Elena, Florovska. Iată cum e vrădicimea aceasta bucurie și de izvorul vindecător, care lumea cu credință primește acșoară și se împărtășe de binecuvântările Maicii Domnului. Doamne ajută și într-un ceas binecuvântat.